La începutul filmului ni se face cunoștință cu un tip misterios pe nume Siro, care trece prin cartierul său din Buenos Aires. Pe drum, el zărește o mașină atrăgătoare și intră în ea. Se dezvăluie că Siro este un hoț de profesie, așa că scoate pe ascuns sistemul audio și fură o pereche de ochelari de soare prezenți în compartimentul de deasupra capului. Chiar atunci are o nevoie bruscă de a urina, dar în loc să iasă și să o facă ca un domn, urinează pe toată bancheta din spate. Ba chiar urinează de mai multe ori pentru a se asigura că ziua proprietarului mașinii este distrusă. Dar după ce Siro termină și se pregătește să plece, ușa nu se deschide. Speriat, încearcă să deschidă celelalte uși, dar toate sunt închise și intacte. Încet, dar constant, panica se instalează când Siro își dă seama că are mari probleme. Încearcă cu disperare să spargă geamul, dar toate par a fi de nepătruns. Siro demontează apoi o parte a ușii și încearcă să o deschidă din interior. Cu toate acestea, în acest proces, el își rănește grav mâna, făcându-l să sângereze. Când nimic nu funcționează, Siro scoate pistolul și trage în geamul din față, dar glonțul ricoșează și pătrunde în coapsă. Acest lucru îl face să țipe de durere și pentru a evita pierderea excesivă de sânge, își scoate cămașa și o înfășoară în jurul rănii. După un timp, o doamnă sosește brusc afară și începe să-și aplice rujul privind pe fereastră. Siro încearcă să strige după ajutor, dar se pare că femeia nu-l observă pe Siro, care este în interior. El strigă la ea, dar ea îl ignoră și pleacă. Siro încearcă apoi să-și contacteze soția, dar bateria telefonului se termină înainte ca apelul să poată fi finalizat. După câteva ore de încercări eșuate, Siro, care este obosit, adoarme. A doua zi dimineață, Siro se trezește simțindu-se incredibil de deshidratat și își dă seama că a rămas fără apă. Într-o stare de disperare, recurge să lingă ceața de pe geamul mașinii pentru a-și potoli setea. Pe măsură ce ziua trece, își scoate rucsacul și montează sistemul audio al mașinii pentru a asculta niște muzică, sperând să-și distragă atenția de la situația sa îngrozitoare. Pe măsură ce una dintre melodiile sale preferate începe să fie difuzată la radio, Siro devine complet absorbit de ritmul și versurile sale, uitând momentan de necazurile sale. În mod ironic, starea lui este descrisă în cântec, care menționează ferestre încețoșate, sânge și a fi prins în capcană. Așa că imediat după ce melodia se termină, Siro, motivat, să încearcă să deschidă portiera încă o dată. Deodată un telefon începe să sune în stereoul mașinii, iar când Siro răspunde, un bărbat vorbește de la celălalt capăt. Îl primește pe Siro în mașină și se prezintă ca doctorul Enrique Ferrari. Enrique continuă spunând că deține SUV-ul și a fost jefuit de 28 de ori în viața lui. Siro este de fapt al 29-lea tip care încearcă să-l fure. Auzind asta, Siro nervos cere cu disperare să fie eliberat, dar Enrique explică clar că nu este în măsură să ceară asta. După aceasta, începe să explice caracteristicile vehiculului său. Îl numește 4x4 pentru că are un sistem de alarmă de securitate conectat la telefonul său, care permite să încuie toate cele patru uși ale mașinii. Este izolat fonic, precum și antiglonț. Din cauza suspensiei independente, aceasta nu poate fi mutată din interior. În plus, toate geamurile sunt polarizate, chiar și parbrizul din față. Rezervorul de benzină, care poate conține până la 120 de litri de combustibil, este singurul lucru care nu este indestructibil. Enrique îl avertizează pe Siro că un rezervor plin cu benzină este o potențială bombă și că dacă face ceva prostesc, mașina va exploda cu el înăuntru. Apoi se deschide cu Siro, dezvăluind că este un văduv de 60 de ani din Quilmes și își amintește despre copilăria sa idilică într-o familie din clasa de mijloc unde ușile nu au fost niciodată încuiate. El plânge că viața lui actuală este departe de trecutul său nevinovat și tânjește după acele vremuri mai simple. Pentru a testa moralitatea lui Siro, Enrique îl întreabă ce ar face dacă și-ar surprinde propriul fiu furând. Dar Siro s-a săturat și amenință că îl va raporta pe Enrique autorităților. Într-un moment de nebunie, chiar sugerează cu demență că ar putea să-l omoare pe Enrique și întreaga lui familie dacă va fi eliberat. Din nefericire, în timp ce dezvăluie asta, telefonul se deconectează brusc, făcându-l și mai nervos și mai frustrat pe Siro. După un timp, Enrique pornește aerul condiționat și îl setează la cea mai scăzută temperatură pentru a-l chinui pe intrus. Siro încearcă din răsputeri să-l oprească, dar se pare că nimic din interiorul mașinii nu funcționează. Nu are de ales decât să scoată cămașa de pe rană și să se îmbrace. Pentru a opri sângerarea de la genunchi, el rupe o bucată din pantalon și o înfășoară peste rană. În timp ce Siro zace într-o stare fragilă, Enrique îl sună din nou și pune aceeași întrebare: ce ar face dacă și-ar găsi copilul furând? Enrique mai promite că îi va da apă dacă răspunde corect la întrebare. Auzind recompensa, Siro însetat răspunde la întrebare, dar Enrique este nemulțumit de răspunsul său. Siro îl roagă să se oprească, susținând că și-a învățat lecția, dar Enrique pare nepăsător și continuă să-i povestească despre un alt eveniment. Anul trecut, doi tipi au pătruns în reședința fiicei sale în timp ce ea își parca mașina. În ciuda faptului că erau bine pregătiți pentru astfel de situații, hoții l-au ținut o
static pe nepotul lui Enrique timp de 3 ore. În timp, Siro este neinteresat de poveștile lui Enrique și îl întreabă ce tip de medic ar ține o persoană rănită lipsită de apă. Înainte de a închide, Enrique îl complimentează pentru întrebarea sa și îl provoacă să ghicească ce fel de medic este. În timp ce Siro se gândește la opțiunile sale, un vehicul de poliție se apropie și se oprește lângă SUV-ul în care se afla. Văzând asta, Siro este plin de optimism și încearcă din răsputeri să atragă atenția ofițerului. Cu toate acestea, ofițerul emite în schimb o amendă pentru SUV și pleacă. Orele trec și Enrique îl contactează în sfârșit pe Siro din nou, cerându-i numele complet și numărul de identificare înainte de a-i da apă. Siro se conformează fără tragere de inimă, iar Enrique îi cere să găsească furtunul de spălat în spatele mașinii de unde se poate accesa puțină apă. În ciuda faptului că apa are o culoare albastră strălucitoare, Siro este prea disperat să-i pese și o bea frenetic, gâtul lui uscat fiind recunoscător pentru orice lichid. În următoarea scenă, Siro înfometat este aproape forțat să consume un gândac singuratic care și-a găsit drum în interiorul mașinii. Siro suferă de febră deoarece rana de la picior devine galbenă. Când Enrique află de asta, pornește aparatul de aer condiționat pentru a-l calma pe intrus. Apoi el dezvăluie că și el suferă. Enrique suferă de o boală gravă și a primit un an de trăit de la medicii săi. Cu toate acestea, Siro este prea slab pentru a asculta și după câteva minute leșină din cauza epuizării și a febrei. După ce se trezește, Siro capătă din nou motivația de a scăpa. Caută la întâmplare în manualul mașinii o cale de ieșire, dar tot ce reușește să facă este să mestece o pagină din disperare. Devine atât de neputincios încât urinează într-un recipient și îl bea. Brusc, un hoț încearcă să pătrundă în SUV. Acest lucru îi dă lui Siro o speranță proaspătă de a ieși și se entuziasmează. Cu toate acestea, entuziasmul se transformă rapid în dezamăgire când tâlharul este prins și bătut de localnici. Pe măsură ce noaptea se lasă, setea și foamea lui Siro se intensifică, făcându-l să delireze. El începe să se gândească la distribuția inegală a banilor în lume, unde o mică parte a indivizilor posedă o abundență de bogăție, în timp ce alții sunt lăsați în sărăcie. Siro își exprimă frustrarea față de sistemele și legile prin care favorizează pe cei bogați, perpetuând ciclul sărăciei pentru restul. În ciuda situației groaznice în care se află, el proclamă că nu se va supune sistemului chiar dacă asta înseamnă să fie împușcat. Acesta este motivul pentru care a ales să devine hoț, la fel ca tatăl și bunicul său. A doua zi, Enrique sună din nou și de data aceasta îi citește ziarul lui Siro. Spune că este bine dispus și îl conduce pe Siro la un baton de ciocolată ascuns în SUV. După ce petrece toată ziua fără să facă nimic, Siro prinde brusc viață. El lovește una dintre ușile pe care le-a deteriorat mai devreme și, în cele din urmă, reușește să facă o mică gaură care le expune în exterior. Strigă prin gaura mică în încercarea de a atrage atenția cuiva, dar nu reușește. Mai târziu, Enrique sună din nou pentru a spune că a contactat familia lui Siro. Acesta din urmă plânge când aude numele familiei sale și îl roagă pe Enrique să nu-i rănească. Cu lacrimi în ochi, întreabă ce a făcut pentru că a meritat această pedeapsă, dar Enrique este nemișcat de toate acestea. În schimb, scoate dosarul penal al lui Siro și dezvăluie că anterior a ucis pe cineva. Se pare că în urmă cu câțiva ani, Siro a intrat într-o reședință pentru a comite un furt, dar a fost oprit de câțiva frați. Fără nicio scăpare, i-a împușcat fără milă. Enrique mai menționează și de un șofer de autobuz în vârstă pe care Siro îl bătuse puternic. Siro refuză să-și asume responsabilitatea, acuzându-l pe șofer că nu i-a permis să jefuiască pasagerii. După ce și-a încărcat telefonul folosind energia solară, Siro încearcă să-și contacteze soția, dar fără rezultat. Așadar, el lasă un mesaj vocal foarte emoționat și cere scuze pentru greșelile sale din trecut. În continuare, el apasă continuu pe butonul de pornire a mașinii și reușește să o pornească. S-a dezvăluit că poate fi activată după un șablon, dacă apeși anumite taste de mai multe ori. Siro își pune apoi centura de siguranță și schimbă treapta în marșalier. Treapta de viteză, totuși, se blochează în modul marșalier, forțându-l să conducă înapoi. Pentru a atrage atenția oamenilor, accelerează automobilul și lovește într-un stâlp. Din fericire, airbag-ul se declanșează în tip util, iar el este nevătămat. Siro este în cele din urmă capabil să scape dând jos geamul slăbit din spate. Are dureri chinuitoare, dar reușește cumva să se tărască până la un restaurant local de la o benzinărie pentru a lua ceva de mâncare. În timp ce își savurează fiecare gură de mâncare, managerul restaurantului îl îndeamnă să plătească și să iasă în dreapta. Furios pe comportamentul nepoliticos, Siro scoate arma și împușcă managerul. În imediata secundă următoare, Siro se întoarce la realitate, dezvăluind că visa cu ochii deschiși și că este încă prins în SUV. Telefonul lui sună din nou și Enrique
Enrique la celălalt capăt. Într-o cerere disperată, Siro amenință că își va lua viața, dar Enrique rămâne netulburat și de cuvintele acestea. Râde maniac și ajunge în fața mașinii, dezvăluindu-și în cele din urmă fața. Enrique urcă apoi în vehicul și începe să îi îngrijească rănile lui Siro. Acesta din urmă este atât de epuizat încât îi lipsește energia necesară pentru a se elibera și în cele din urmă adoarme. Dar când se ridică, își adună tot curajul, își ridică arma și trage Enrique. Siro ratează, dar reușește să sară din mașină, eliberându-se în cele din urmă după ceva zile de captivitate chinuitoare. În timp ce se tărăște pe podea, trăgând focuri în aer, Enrique încearcă cu disperare să-l prindă. Are aproape succes, dar chiar atunci un ofițer de poliție observă zarva și ordonă lui Enrique să lase arma jos. Când doctorul Viclean refuză, începe o confruntare intensă. 2 ore mai târziu, un număr mare de civili, reporteri și polițiști s-au adunat în jurul scenei. Enrique îl ține în continuare pe Siro sub amenințarea armei, în ciuda faptului că toată lumea îl roagă să renunțe. Când nimic nu funcționează, este chemat un negociator cu experiență. Se supune imediat la treabă și îl întreabă pe Enrique ce vrea. În timp ce întreaga țară urmărește, medicul începe să enumere luptele zilnice cu care se confruntă și pe care guvernul nu reușește să le abordeze. El spune acum că trebuie să evite peste 2000 de grămezi de excremente de câini pe stradă în timp ce merge la serviciu, deoarece proprietarii de animale de companie nu fac curățenie după câinii lor. S-a săturat și de canalele care nu au fost curățate, de gunoiul care s-a împrăștiat pe drumuri și de starea îngrozitoare a oamenilor fără adăpost, ca să nu mai vorbim de problema defrișărilor. Auzind toate acestea, publicul se conectează cu Enrique și începe să-l susțină. Cu toate acestea, negociatorul nu renunță și în cele din urmă îl convinge pe Enrique să-i dea drumul ostaticului. După ce Siro este prins de polițiști, lui Enrique îi se cere să se predea, dar face exact invers. Enrique urcă în mașina lui și pornește cronometrul, rezultând o explozie mortală. El este ucis pe loc, dar din fericire niciunul dintre oamenii din apropiere nu este rănit. Filmul se termină când Siro este târât la spital, în timp ce publicul larg este lăsat să se gândească dacă doctorul cu inima rece a fost tipul bun până la urmă.